foile pentru prăjitura cranț, avem nevoie de 9 albușuri, 300 de grame de nucă măcinată mărunt, 300 de grame de zahăr tos, un praf de sare și 3 linguri de făină. Am și cântărit-o și avem aproximativ 75 de grame de făină. În bolul unui mixer punem albușurile și praful de sare și le batem spumă tare. Acum că albușurile s-au bătut spumă, vom adăuga treptat zahărul și batem în continuare la o viteză medie cu mixerul. Bezeaua este gata, vedeți că este tare și lucioasă. Acum voi scoate bolul din mixer. Peste bezeaua obținută vom adăuga treptat nuca tocată și făina, o alternez. Puțină nucă, puțină făină. Incorporăm cu o spatulă, cu mișcări largi. Compoziția noastră pentru foi este gata. Acum o vom pune în 3 tăvi de aceeași dimensiune. Am tapetat 3 tăvi cu aceeași dimensiune cu hârtie de copt. Tăvile au dimensiunea de 20 pe 34-35 de centimetri și voi împărți compoziția în mod egal în aceste tăvi. Pun pe rând câte un polonic de compoziție în fiecare tavă. Dacă nu aveți 3 tăvi de aceeași dimensiune, puteți coace, bineînțeles, pe rând cele 3 foi sau puteți să bateți de la început pe rând foile, împărțiți ingredientele în 3 părți și în acest fel vă va fi mai ușor dacă nu preferați varianta ce o arăt eu în acest moment. Acum voi nivela compoziția într-o foaie. Acum vom coace pe rând foile. Cuptorul l-am preîncălzit la 160 de grade, funcția statică a cuptorului, și voi coace foaia pentru 15-20 de minute sau până când este ușor rumenă pe margine. Prima foaie este gata, acum o voi lăsa să se răcească, după care o voi dezlipi de pe hârtia de copt. Continui în acest fel până termin toate cele 3 foi de copt. Pentru cremă avem nevoie de 9 gălbenușuri, 300 de grame de unt la temperatura camerei, 150 de grame de zahăr tos și o esență de vanilie de 30 de mililitri. Într-un bol ce poate fi pus pe baie de aburi, pun gălbenușurile și zahărul tos și bat pentru 3-4 minute până se deschid la culoare. Punem bolul pe baie de aburi. Stați atenți ca fundul castronului, bolului în care aveți gălbenușurile, să nu atingă direct apa și amestecăm până se topește zahărul și obținem o cremă groasă ca o smântână. Pentru cranț avem nevoie de 100 de grame de nucă și 100 de grame de zahăr tos. Punem zahărul la caramelizat într-un vas cu fundul mai gros și îl lăsăm până devine ușor auriu. Zahărul s-a caramelizat frumos. Acum pun nuca, amestec cât să fie toată nuca acoperită de caramel și răstorn nuca pe o hârtie de copt unsă cu ulei. Lăsăm să se răcească complet. Într-un robot de bucătărie punem nucile caramelizate. Le puteți mărunța și cu un sucitor sau cu ciocanul de șnițere. Și acesta este cranțul nostru. În bolul unui mixer punem untul la temperatura camerei și îl batem spumă. Am bătut untul spumă, iar acum voi adăuga treptat crema de ouă în unt. Crema de ouă este foarte rece, nu puneți crema de ouă în unt dacă este încă caldă, pentru că se va tăia. Am incorporat toată crema de ouă, iar acum adaug treptat esența de vanilie. Adăugăm picături mici de esență de vanilie și mixăm în continuare.
Crema noastră este gata, iar acum nu ne rămâne decât să umplem foile. Am pus o foaie de blat pe platou și pun cremă. Crema va trebui să ne ajungă pentru 3 straturi. Ultimul strat poate fi chiar mai puțină cremă. Nivelăm crema. Punem următorul strat de foaie. Punem și ultimul strat de blat și restul de cremă. V-am zis, pe acest ultim blat vom pune mai puțină cremă, doar cât să mungem toată foaia. Iar deasupra cremei vom pune cranțul. Deasupra adăugăm cranțul pe toată suprafața cremei. Prăjitura cranț este gata. Acum o voi pune în frigider pentru 8 ore sau cel mai bine ar fi dacă ați putea să o lăsați peste noapte pentru un minim de 12 ore. Am porționat și prăjitura, să vedeți și voi cât de bine arată porționată. Sper să vă placă și această rețetă. Mie îmi plac foarte mult prăjiturile cu nuci, iar această prăjitură este una din preferate. Vă mulțumesc mult că ați fost și astăzi alături de mine și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă. Pa, pa!